tălmăcirea, tălmăcirea felurilor limbaje. Da, aici este, lucrurile stau simple, îl vedem pe Duhul Sfânt dând direct persoanei care a primit un feluri limbaj, primește o vedenie, primește o viziune, spune, îl vedem pe acel proroc care folosește ștergarul lui Pavel și zice a cui aparține acest ștergar, el va fi luat și legat și dus la Ierusalim și așa mai departe. Dar vedem pe alții primind pur și simplu imagine sau vis sau vedenie sau ce, om, ce fel de limbă i-a mai dat Domnul, ce fel de limbaj și cu toate acestea să nu înțeleagă despre ce este vorba. Da? Culmea și păgânii au avut darurile astea manifestate care s-au venit în viața lor, Dumnezeu le-a dat un limbaj, dar fără tălmăcire. Și Scriptura este foarte clară că dacă nu ai tălmăcire, atunci taci. Da? Dacă nu ai tălmăcirea. Dacă nu este nimeni care să tălmăcească, trebuie să taci. Bine. Uh, na, asta am avut de spus legat de, legat de ce, cele uh, de ultimele două daruri, care merg împreună, ele, ele lucrează împreună uh, dacă știi o persoană că îmi primești un dar, uh, o imagine, da? o, o vedenie, un vis, uh, niciodată nu trebuie adus public decât doar dacă este însoțit de tălmăcire. Dacă și tu ai tălmăcirea și ai confirmare în jurul tău că ai tălmăcirea, da? pentru că am, am văzut în multe situații oamenii au dat o în bară cu tălmăcirea. Deci pur și simplu, mai bine tăceau, mai bine tăceau. Dau un exemplu și rămâne asta în mesajul nostru. Dau un exemplu legat de, de o tălmăcire greșită. Cineva într-o biserică vede peste un om un nor negru și bani. Și uh, începe să zică: Văd asta în viața ta, văd un nor negru și norul ăsta negru îl văd legat de bani și Domnul spune că ești un administrator. Uh, prost, un administrator care nu uh, administrează bine banii și blestemul sau mai știu cum și începe plin, plin de acuze. Na, omul ăla era terminat și așa și uh, de fapt realitatea era în felul următor. Omul acela era un om foarte bogat, un om de succes în afaceri. Problema era că nu înțelegea de ce în uh, ultima perioadă lipseau foarte mulți bani și până la urmă s-a depistat că cineva foarte apropiat din firmă fura banii din firmă, trăgea bani din firmă. Deci mesajul, limbajul a fost foarte clar, foarte direct, la, la punct, punct ochi, punct lovit, dar tălmăcirea a fost foarte proastă. Deci dacă omul acela să limita doar la transmite mesajul, de exemplu, ispita mea, dacă revin la, la ace, ac, acel cuvânt, uh, la acel felorit limbaj, pentru că eu pur și simplu am văzut pe fratele stând cu un creion în mână și cu o hârtie, și dacă mi-am adus aminte acum, în timp ce vă spun că i-am zis, lasă creionul jos, ia hârtia și aruncă la gunoi, planurile mele nu sunt planurile voastre. Asta știți minte, dar vreau să vă spun că abar n-am avut. Ce el zic că de am și închis, că el a zis, voi stai, 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 a vrut să înceară ceva detalii. Dar de multe ori mă opresc, dacă nu am interpretarea și știu clar că atât a vrut Domnul să zică, băi, n-am altceva de spus decât asta. Că n-am, n, -am, n -am tălmăcirea. Și de multe ori facem greșeala să, să dăm și tălmăcirea. Vă povesteam de cazul acela cu, te numești Ana. Toți prieteni spun Ana. Da? Toată sala, acum te cunoaște pe nume Ana? Și omul acela aștepta să-i vină cuvântul profetic și a, a fost ispitit să pună de la el. Să, să zică ceva de la el. Și în cele din urmă o femeie aia super, super fericită, entuziasmată, că așa, el s-a dus la sfârșit și a zis măi, dar nu ți-am zis nimic, decât că te numești Ana, părinții îți spun Ana, toți prietenii îți spun Ana, noi de aici, din conferință, că el încerca să tragă de timp ca Domnul să zică ceva. Și tot îi zicea, Ana, 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 Ana. Și zic, nu ți-am zis nimic, ți-am zis doar, am stat într-un loc să primești și n-am primit nimic și tu ești super fericită. Ce s-a întâmplat? Și persoana respectivă a vrut să-și ia viața în, în, dimineața aceea și a zis, Doamne, mai merg pentru ultima oară la biserică, dacă nu o să mă chem pe nume, eu nu văd, tu nu ai niciun interes în viața mea. Și-a chemat-o pe nume toată sesiunea, fără să vadă. Vedeți, de multe ori putem face, face rău adăugând. Nu, am primit asta, mă rog. E și vorba, la urma urmei, și vorba de o, de o smerenie. Să rămân în locul în care m-a așezat Domnul. Doar dacă nu am, nu am și recunosc. Dar nu, dar nu ai mai primit. Nu, nu, asta am primit.